Salut, oameni buni, eu sunt The Sami și astăzi să vedeți cum am parcurs cele 100 de zile în Minecraft Hardcore. Iar dacă nu știți ce înseamnă modul Hardcore, ei bine, este un mod specific pentru versiunea Java, unde dacă mori, lumea este ștearsă definitiv. Acest mod este singurul în care dacă nu mai ai mâncare deloc, poți să mori fără să se mai blocheze la jumătate de inimioară ca pe modul Survival. Ei bine, această aventură am început-o cu câțiva prieteni și am avut niște reguli stricte. Cine moare primește ban și nu mai poate intra niciodată pe lumea noastră. Dar seria asta a însemnat 20 de ore de filmări și vreo 40 de ore de gameplay strict online. Adică nu am stat deloc offline să treacă timpul ca să se pună la zile. Așa că dacă nu dai like, pici în lavă cu toate diamantele la tine. Și așa a luat naștere această minunată serie de Minecraft Hardcore, în care noi o să încercăm să supraviețuim aproximativ 100 de zile, dacă reușim. Și ce trebuie să facem e să mergem să dăm niște copaci. Ne punem frumos, luăm niște lemni, pentru că de asta ai nevoie în orice serie de Minecraft, la început de tot și pe orice lume. Am făcut un crafting table și am spus, băi, hai să căutăm un loc de casă, pentru că nu avem cum să stăm așa random în open fără absolut nimic. Am pus crafting table-ul jos, am făcut un mare pickaxe direct din lemn și aici în dreapta am zis, bă, nu mai fac o mină din prima, iau direct niște piatră direct așa de aici. Am pus pickaxe-ul în mână și am dat bătaie. Toată pietruca asta bun frumos, minus 200, cu minus 100 este locația unde noi ne-am stabilit. Asta, ce vedeți voi aici, practic gaura asta o să o transformăm în casa noastră, asta este ideea, pentru că practic vrem să fim destul de acoperiți de monștri. Am făcut un topor și normal, lemn, normal, ce pot să-ți trebuiască. Și să bat pești, normal, nu? Adică cum să nu bați pești cu toporul? Băi, sincer, nu mă așteptam să găsim coul ăsta de aici, par direct tot coul ăsta, 20 de bucăți, noroc cu coul ăsta de sus, am mai luat 52 de bucăți și am făcut un mare furnace. Bine, de fapt am făcut două furnace-uri. Avem nevoie de mâncare, o să ne ducem la vânat mai târziu și asta practic este tentativa noastră de mină. Iar ziua numărul 1 am petrecut-o în mină. Nu am dormit deloc, n-am avut paturi, n-am avut absolut nimic. Ne-am bătut puțin cu niște scheleton de ăștia morțani. Iar ziua numărul 2 am ieșit puțin, am făcut ochi, s-a făcut dimineață, am pus acoperișul tentativei noastre de case. Pentru că n-avem cum să stăm așa descoperiți, am făcut sleburi, ne-am făcut direct casa, am început să acoperim puțin din apa asta, pentru că asta vreau să o transform într-o fermă, să avem un mic income de mâncare, pe care pur și simplu să-l transformăm așa. Bă, avem un venit pasiv de mâncării, că stăm pe spate și mâncăm și noi niște legume. Seara asta ne-am bătut cu niște monștri și am zis, băi, am făcut rost de lână, așa că e timpul să dormim puțin. Prima seară în care punem și noi capul pe o pernă din asta forță. Ziua cu numărul 3 a fost puțin mai specială, pentru că am făcut un țarc și am încercat să ducem niște animale. Țarcul nu e foarte strălucit, nu e nimic ieșit din comun, e doar un țarc unde am băgat două oi. Aici am reușit să facem prima noastră sabie de iron, iar în ziua cu numărul 4 am spus, haide bă, să ieșim și noi puțin la vânătoare, îi dăm puțin cu bătaie pe aici, ne batem cu niște zombie, încercăm să facem rost de un cartof. Asta era toată chestia, un cartof sau un morcov de la zombalăi. Ziua numărul 5, da, vedeți acolo că apare numărul 4, dar este ziua numărul 5 pentru că ziua 0 nu se pune. Ziua numărul 5 am fost la căutat de village și am găsit o fântână. Am crezut că, mamă, sub fântânile astea e un mare chest și am luat mare țeacă. Mare village în față. Și ce credeți că a fost în village-ul respectiv? Ei bine, o să aflați în ziua cu numărul 6. Adică după ce îl dau jos pe puradelul ăsta din pat, pentru că doarme în patul pe care urmează să-l iau. În următoarea dimineață ne-am pus și am ciurit absolut tot ce era în sat și ne-am ales cu destul de multicele lucruri. Am plecat înapoi spre casă și am dat de un sătuleț de ăsta mic de pillageri. Și cam astea sunt toate chestiile de care am făcut rost din toată mini-expediția asta până la sat și înapoi. Dar cam cea mai importantă chestie care mi se pare mie este cartoful ăsta magic pe care am reușit să-l înmulțim și practic cred că o să se transforme în sursa noastră principală de mâncare. Ziua următoare, și mai exact ziua cu numărul 8, am petrecut-o pe toată în mină. Am încercat să găsim destul de multe minereuri necesare pentru casă. Iron, coal, redstone și toate nebunii din astea. Și în mare parte, după cum vedeți, încercăm să ne axăm din ce în ce mai mult pe XP, pentru că vrem să enchantăm cam aproximativ toate itemele pe care le avem.
Ideea era alta. Eu voiam să minez mult mai mult decât o singură zi, adică practic încercam să minez după foarte multe minereuri, voiam să găsesc în principiu diamante, pentru că voiam să ne fac un pickaxe, dar am apăsat din instinct F3 și am văzut, băi, suntem la nivelul greșit. Minam la nivelul 7 și am spus, trebuie neapărat să schimbăm către nivelul 11. Și Sergiu, cu norocul lui, un singur bloc a spart și a găsit diamante. Nu pot să înțeleg ce noroc poate să aibă, dar așa am făcut rost de primele noastre diamante și am făcut instant pickaxe-ul. Primul lucru pe care l-am făcut cu acest nou pickaxe a fost să merg să iau niște obsidian, pentru că voiam să ne facem un portal către Nether și, după cum am spus, un enchanting table. Așa că am strâns vreo 16 bucățele de obsidian, iar după m-am pus și am inițiat prima noastră fermă de sugarcane. Între timp, Sergiu fuzese puțin către explorare și am mai găsit un sat de unde am luat iarăși foarte multe legume și foarte multe chestii interesante și așa am făcut primul nostru enchanting table. Avem toate cărțile necesare ca să facem enchantingul de level 30, așa că n-am mai stat pe gânduri și încercam acolo puțin să păcălesc, să văd, bă, poate pot să pun mai puține cărți, dar aparent a trebuit să folosesc toate cărțile ca să facem un enchanting de level 30. Nu după mult timp am atins nivelul pentru a putea face primul enchantment pe pickaxe și m-am dus frumos cu lapis și cu pickaxe-ul de diamant și eu nu mă uitasem până atunci că am fortune direct pe pickaxe și sincer a fost exact de ce aveam nevoie, pentru că jos de tot în mină mai aveam 3 diamante din care am scos 6 diamante doar datorită acestui fortune. Așa că ne-am făcut și o săbiuță și restul diamantelor le-am păstrat la loc sigur. Ziua 13 a venit cu destul de multe provocări pentru că am intrat direct în Nether, n-am mai ezitat și vă zic sincer, a fost cel mai prost spawn ever pentru Nether. N-am avut absolut nimic de explorat. Mi-am luat cu mine un cauldron și o găleată de apă în caz că pică cineva în lavă, să încerc să-l salvez. Așa că, da, Alex a fost primul care a picat în lavă și noroc cu cauldronul ăsta, pentru că i-a cam salvat puțin fundulețul. Dar nu știam cu update-ul ăla că nu mai poți să iei apa înapoi după ce l-ai pus în cauldron. Și ăsta de aici este primul zombie pe care noi l-am găsit și am încercat să facem trade cu el în speranța că o să găsim niște ender pearl-uri de început. Așa că l-am ademenit puțin, i-am dat niște gold acolo puțin să uite la el. M-am enervat că pur și simplu nu ne dea nimic bun, ne dea numai prostii, săgeți, iron nuggets și toate prostiile astea. Și m-am dus puțin în explorare cu speranța că poate găsesc alt porc să fac trade cu el. Așa că m-am dus eu foarte frumos prin Nether fără prea mult gear pe mine și am dat de mare porc din asta. Eu ne-am jucându-mă de foarte mult timp, nu știam că ăștia mă atacă și aici a fost cel mai apropiat moment în care eu era să mor în Nether random de la un mob care nu pare că face prea multe. Așa că am luat decizia să ne întoarcem înapoi acasă, pentru că momentan nu suntem pregătiți să stăm în Nether cu itemele pe care le avem. Ținem cont că n-am prea avut noroc prin Nether, m-am întors înapoi, puțin laminat, ca să fac level 30 și să mai bag încă un enchant după toate diamantele astea pe care le-am găsit. Dar acum am avut puțin mai mult noroc, pentru că am făcut rost de Silk Touch cu Unbreaking 3. În dimineața zilei de 19 m-am mai băgat puțin la enchant, pentru că am scos mare bombă. Efficiency 4, Fortune 3, Unbreaking 3. Și după, lucrurile au început să prindă contur, așa că ne-am făcut itemele puțin mai complete și ne-am făcut full diamond. Absolut tot setul de diamond. În satul pe care l-am găsit mai devreme, bine, pe care Sergiu l-a găsit mai devreme și eu am mers și am ciordit toată recolta, era un villager care vindea cu o carte de mending pe absolut nimic. Și am combinat niște pickaxe-uri și am ajuns la pickaxe-ul ăsta. Pickaxe cu efficiency 5, fortune 3, Unbreaking 3 și Mending. Cred că e cam forță. În ziua cu numărul 22 mi-aș fi dorit să fi auzit toți ce se auzea pe Discord când Alex striga în continuu: Sami, vino până afară repede că am găsit spawner, da. Asta a fost cam toată chestia pe care o striga. Găsise un dita mai spawnerul de scheleți. Așa că ne-am băgat la creație și am făcut tot spawnerul ăsta. L-am automatizat. L-am făcut exact cum trebuie, ca noi practic doar să stăm pe spate și să culegem XP și tot ce trebuie. Și tot proiectul ăsta cu spawner-ul a durat aproximativ 4 zile, adică am început la ziua 22 și am terminat pe ziua 26. O chestie necesară de care uitasem era o locație unde să stăm AFK la spawner, pentru că eu uitasem că spawnerele trebuie să fii foarte aproape de ele
ca să le activez. Așa că am săpat până aproape de el, iar aia este locația unde am stat APK. În ziua 30 ne-am întors în Nether pentru că am avut nevoie de niște blaze roduri. Așa că ne-am pus în Nether Fortress-ul ăsta să căutăm niște spawnere. Dar am găsit unul și două. Ne-am pus, am farmat pe aici foarte frumos și s-a întâmplat inevitabil. Prima persoană de pe serie a murit. Aceea a fost Tidor, practic a primit ban și el de acum încolo este spectator. Nether Fortress-ul era destul de departe de portalul inițial din Nether, așa că următoarea zi am dedicat-o special pentru a face un sistem de transport cu railuri pentru a ne duce foarte ușor de la portal direct în Nether Fortress. Asta n-a durat foarte mult timp, dar tot procesul a fost destul de nașpa. După ce am terminat de pus railurile, am vrut să ieșim afară din Nether Fortress și am spus să săpăm un tunel direct prin tavan. Dar n-am luat în calcul că ne poate pica lavă în cap și asta mi s-a întâmplat mie, dar noroc că am avut iteme cu Fire Protection. Am avut Fire Protection doar pe chestplate și pe papuci, așa că am scăpat destul de ușor. Pur și simplu mă speriasem foarte, foarte tare, nici nu văzusem cât eram, cât aveam HP-ul ăla, cât eram puțin de panicat, așa că noroc că am scăpat și noroc cu Fire Protection-ul. Între zilele 32-36 nu am filmat foarte multe pentru că ne-am pus aminat. Am încercat să explorăm foarte mult Nether-ul, să facem rost de iteme, să mai facem level, să mai facem niște enchanturi, așa că am ajuns la ziua 37, unde am avut noroc și am făcut rost de primul cap de Wither, așa că bine și noi pe noroc. Următorul proiect pe care am vrut să-l începem este o fermă în Nether, pentru că am vrut să facem rost de magma crimuri, am vrut să facem rost poate de cât mai multe capete de Wither, pentru că sincer nu știu ce a fost în capul nostru când stau acum să mă gândesc ce puteam să facem noi cu niște capete de Wither, ținând cont că nu aveam foarte mult gear, dar noi voiam să batem Wither-ul, așa că am testat puțin să vedem dacă funcționează ferma sau spun niște magma cuburi. Le-am bătut, am făcut rost de niște magma crimuri și după, ca să facem toată ferma să funcționeze complet, a trebuit să ne punem să umplem de slaburi tot ce înseamnă zone pe lângă, adică pur și simplu aproximativ tot Nether Fortress-ul unde se puteau spawna mobi. Și ca orice fermă să funcționeze complet, trebuie pur și simplu să fii la un anumit nivel deasupra ca să se spawneze mobi doar în locul pe care tu îl dorești. A intervenit o mică problemă. Noi trebuia să spargem bedrock-ul. Și ca să spargem bedrock-ul, avem nevoie de TNT-uri și de enderpearl-uri. Pentru că, în primul rând, trebuie să ne urcăm pe bedrock, așa că n-am mai stat pe gânduri deloc. M-am întors înapoi acasă și am început să bat creeperii, să le sune apa în cap, să-mi dea tot gunpowder-ul de care am nevoie să fac toate TNT-urile. Dar singura parte proastă este că nu am filmarea când am ajuns eu pe Nether, cum am făcut bugul respectiv, dar stați liniștiți. Nu este greu și o să vedeți imediat cum a făcut Alex, pentru că a venit să mă salveze și o să rămâneți puțin uimiți. După foarte multe zile în care am încercat să sparg bedrock-ul și am eșuat. Am tot eșuat și nu exagerez, am stat de la ziua 41 până la ziua 47 ca să încerc să sparg în continuu bedrock-ul. Dar am eșuat iarăși. După atât de multe eșecuri, am spus că mă duc puțin până în overworld și mă întorc prin portalul pe care l-am făcut noi acolo în spate să mai încerc de câteva ori. Și s-a întâmplat inevitabil. Un creeper intrase în portal și fără să văd a spart portalul. Așa că am rămas blocat pe Nether pentru extrem de mult timp până când Alex și Sergiu au venit să mă salveze. După cât de mult timp pierdusem sus de tot pe Nether, am schimbat puțin planul și sincer mă plictisem foarte tare și am spus, băi, e timpul să schimbăm toată treaba asta și să nu ne mai focusăm pe ferma asta din Nether și să încercăm să facem ceva productiv în overall, pentru că nu suntem pregătiți încă să intrăm în toată nebunia asta cu Nether-ul. M-am întors înapoi acasă și am început pregătirile pentru ferma din overall. O să facem o fermă de mobi care o să ne aducă foarte, foarte multe resurse. Este ziua 54 când am început construcțiile pentru ferma din overworld, așa că ne-am luat aproximativ toate resursele noastre pentru că nu mai aveam absolut nimic. Toate resursele noastre au fost investite în această fermă. Tot iron-ul, tot cobblestone-ul, tot wood-ul. Pur și simplu ne-am cheltuit toate resursele pentru această fermă și speram ca să reușească. Așa că n-am ezitat și am început direct construcția.
Pentru construcția fermei a trebuit să urcăm vreo 27 de blocuri în sus și să facem o platformă de 5x5 unde va avea o gaură în mijloc, iar deasupra vor fi numai trepdoruri, pentru că prin trepdorurile astea o să pice mobi. După, o să ne apucăm de toată platforma, care este mult mai mare decât mă așteptam, dar înainte de asta trebuie să băgăm un pui de somn. După cam 6 zile de lucru, am terminat toată ferma de construit și acum trebuie să adăugăm doar chestiile tehnice, adică câteva observere, câteva dispensere pe platformele unde ar trebui să se spawneze mobi. Dar o să vă explic imediat cum funcționează toată ferma asta, pentru că e destul de greu de înțeles. Ferma este terminată și după cum se vede am 7 platforme unde practic ar trebui să se spawneze mobi. Este foarte simplu, pe fiecare platformă se spawnează orice mob din Minecraft, cred că exceptând Endermanii. Eu o să pice jos pe hopere și când ajung pe hopere o să moară easy resurse. Pentru a termina ferma mai avem nevoie de un singur lucru. Trebuie să urcăm până la nivelul 170 ca să facem o mică încăpere unde să stăm AFK, pentru că v-am spus, cu cât suntem mai sus, mobii se spawnează într-un punct fix. Așa că am stat AFK destul de mult cel timp, cred că am stat vreo 20 de minute, iar astea sunt toate itemele pe care noi le-am strâns. În mare parte ne-a interesat foarte, foarte mult gunpowder și am reușit să strângem în aproximativ 20 de minute de AFK 16 stacuri jumate de gunpowder. Acum n-avem decât să mergem sus pe Nether și să cocoșăm bedrock-ul ăla. În ziua 61 ne-am întors înapoi pe bedrock și am tot încercat să-l spargem. Avem 60 de TNT-uri la noi, așa că mi-a fost destul de greu să cred că o să ieșuăm. Exact cum am făcut acum. Dar în ziua 65, ca prin minune, totul a funcționat perfect și mai am 26 de TNT-uri și am spart bedrock-ul. Așa că avem o cale de acces. Ținând cont că eu nu mă mai jucasem de extrem de mult timp Minecraft și acum când m-am reapucat, ne-am jucat direct pe versiunea 1.16.4, nu știam ce este exact acel minereu Netherite. Și ne-am dus prima oară cu pickaxe-ul laminat și după ne-am adus aminte că putem să venim foarte ușor cu TNT-uri, așa că le-am bubuit pe toate și nu mi-a venit să cred cât de ușor este să minezi Netherite dacă pur și simplu îți faci o fermă care să-ți producă extrem de mult gunpowder, exact cum s-a întâmplat acum. Și am strâns atât de repede Netherite, eu am strâns vreo 7 bucățele, Sergio a strâns tot ceva de genul ăsta și ne-am dus înapoi acasă. Și am început să le craftăm. Prima oară a trebuit să topim toate bucățile de netherite pe care le-am luat din nether, iar după ne-a dat un fel de netherite scrap. Iar în combinație cu tot aurul pe care l-am avut, am făcut niște netherite ingots. Iar după a trebuit cu fiecare bucățică din asta să mergem în smithing table și noi dacă voiam să upgradăm orice item de diamant, puteam să o facem cu un singur netherite ingot, iar acela se transforma instant într-un item de netherite. Da. Asta era foarte, foarte șmecher, dar e o singură problemă. După ce upgradezi acest item în Netherite, tu nu mai poți să le enchantezi, adică tu poți să adaugi enchanturi doar cu cărțile. După până la ziua 73 am stat puțin AFK și s-au strâns 190 de scheleți, am avut level 41, i-am bătut pe tot ce am făcut level 47. După, la ziua 78 am stat și ne-am gândit, băi, cred că noi stăm într-o zonă destul de ciudățică și cred că este timpul să ne mutăm. Așa că ne-am luat printre cele mai importante iteme pe care am putut să le avem și ne-am mutat foarte aproape de spawnerul de mobi. Pentru că am spus, e o zonă destul de interesantă unde putem să avem cam tot ce ne dorim. În mare parte ne-a interesat gunpowder-ul, așa că am făcut puțin terraforming, pentru că aveam o idee de un proiect foarte, foarte mare și ținând cont că am vrut să ne încadrăm până în ziua 100, aici am început să nu mai dormim deja serile și să începem să ne axăm pe părțile astea puțin mai estetice, pentru că ținând cont că era ziua 80, cred că puteam să intrăm în end destul de lejer și să batem dragonul cu toate itemele pe care le aveam pe noi. Aveam destul de multe iteme încât să ne facem full Netherite, dar am spus vreau să ne axăm puțin și pe ce înseamnă design, așa că ne-am propus să facem un orășel din ăsta aproape de mal, care să fie cumva cu tentă medievală. Tocmai ce am terminat podul și am spus că vreau să-i adaug puțin contură, așa că am pus niște campfire și am stins tot focul cu niște apă ca să arate mai drăguț puțin. După asta am început să construiesc puțin la platforma principală unde vreau ca să stea și casa, iar conturul l-am făcut doar din loguri și niște fensuri de stone, pentru că așa arată designul medieval.
O altă chestie care cred că ar arăta super bine în toată locația asta ar fi un fel de peșteră care să se conecteze cu toată platforma asta pe care am făcut-o. Dar ce era puțin scos din comun și era puțin în plus, cred că era portalul ăsta de Nether care stătea aici în mijlocul platformei, fără niciun sens. Am încercat eu puțin pe aici o mică tentativă de terraforming să nu mai arate totul ciudat. Am pus niște saplinguri deasupra să mai crească așa puțin o coamă din asta de copăcei și sper să iasă frumos într-un final. Acum era timpul să adăugăm piesa finală pentru platforma noastră și acelea fiind gardurile de piatră. Așa că hai să vedem cum a ieșit. Ne-am tot chinuit să găsim un model drăguț de casă și cum să amenajăm totul pe aici să arate puțin mai medieval, pentru că până acum am avut numai eșecuri și era o singură problemă. Niciunul dintre noi nu eram designeri foarte pricepuți, dar ne-am chinuit. Am găsit câteva idei de case, am combinat nebunii din astea și într-un final am pus amândoi cap la cap o idee care arată foarte, foarte bine. Sincer, sunt foarte mulțumit de cum mi-a ieșit fereastra și ce design am tras. Și la fel și de intrare, adică nu pot să zic că mi-e foarte rușine cu ea, dar uitați-vă și voi cum arată acoperișul ăla. Bine, e făcut de Sergiu, n-am ce să-i zic. Și pentru un moment am decis să rămânem fără acoperiș, pentru că nu ne prea pricepeam să facem acoperișul ăla să arate bine, pentru că era casa un pic pătrățoasă, nu ne plăcea nici acoperiș din ăla normal, nu ne plăcea niciun tip de acoperiș, dar noi aveam un acoperiș. Și am zis, stăm direct sub cerul liber, că na, ce se poate întâmpla rău? În momentul ăsta am intrat în ultimele 10 zile din această minunată aventură pe care am avut-o. Practic, era ziua 90 și lângă căsuța noastră am avut un fel de mică insuliță. Și mi-a venit mie o idee și am spus, băi, ar fi foarte interesant să încerc să-i dau un mic terraforming și să construim un fel de far. Pentru că de la distanță arată foarte interesant, o construcție foarte, foarte gigantică. Și mai ales în culorile farului, adică știm deja care sunt culorile farului, roșu și alb. Așa că am început direct cu niște stone din ăsta să-i dau cumva așa baza. Am încercat să acopăr toată insula numai cu stone, să nu pară că este deloc acolo dirt sau orice altceva. Și vreau să vă zic sincer, a fost o perioadă în care rămăsesem fără cobblestone, adică fusese destul de nașpa. Când rămâi fără cobblestone, e clar că n-ai mai fost laminat de super mult timp. Așa că am strâns noi destul de multe bucățele de teracotă și am zis, hai să încep direct cu construcția turnului. Mi-a fost destul de greu să-i dau de cap cum să fac baza, pentru că practic știm că toate farurile astea sunt cumva rotunde și nu știam cu ce culoare să încep. Ori să încep cu alb, ori să încep cu roșu. Dar am zis, băi, ce mai contează, totuși orice culoare arată frumoasă, că e făcută de Zasami, așa că am pus direct cu alb. După, ne-am urcat la al doilea nivel, adică am început direct cu roșu și aici lucrurile au început să se desfășoare puțin mai ușor, pentru că știam exact cam ce-mi doresc de la construcția asta. Voiam să iasă în evidență cam de peste tot, adică să fie efectiv vizibilă cam din orice loc al zonei unde ești, ca în caz că te pierzi să știi în ce parte să te întorci. Dar asta e unul din momentele la nașpa, când tu crezi că ai toate resursele necesare să termini o construcție, dar de fapt rămâi fără nimic. E pur și simplu, trebuie să te întorci iarăși, să mai farmezi încă jumate de oră pentru foarte mult clay și foarte multă teracotă ca să poți să termini construcția. Așa că după cum am spus, încercam să nu mai dormim aproape deloc, era ziua 94 și eram foarte, foarte aproape să terminăm farul. Pentru că, nu știu, mi-a dat mie așa un sentiment din asta că farul o să-i dea un fel de altă viață zonei. Și într-un final, farul era absolut gata. Am pus niște iron baruri exact acolo sus de tot, în căciulița farului. Bine, partea cea mai nașpa era că acum trebuia să mă pun să cobor de sus de tot de pe far ca să curăț toate schelele de cobblestone pe care le-am făcut, ca să ne urcăm pe margine și să construim toată minunăția asta. Și uitați-vă ce priveliște superbă este de la noi de acasă când ne uităm către far. Am prins așa puțin un moment din ăla foarte, foarte drăguț în care era apusul, ne uitam către far și da, arată super, super tare. Trebuie să recunoașteți, așa că duceți-vă și spuneți-mi în comentarii cum vi se pare chestia asta. Ținând cont că era ziua 95, am mers foarte frumos să căutăm o comoară pentru că aveam în inventar, așa că n-a durat foarte mult, am găsit totul lângă casă, era extrem de aproape de noi. Mă gândeam că o să găsim niște diamante pentru că ne ajută tot timpul, dar la ziua 96 a fost momentul când am dat primul Ender Eye. Și am văzut direcția în care trebuie să mergem să căutăm
portalul și aici a început adevărata aventură și adevărata expediție, pentru că nu aveam foarte mulți Ender Eyes, aveam cred că 4, 3 erau la mine, 1 era la Sergiu și într-un final am găsit locația unde pur și simplu trebuie să săpăm în jos. Nu știu de ce săpăm acolo în față, Sergiu trebuie să iese direct jos și după foarte multe săpături găsisem dungeonul. Ne-am bucurat foarte tare, dar știam că o să fie destul de greu să găsim portalul, așa că ne-am pus direct pe căutări și am spus să facem următoarea tehnică, să spargem toate ușile de fier și ușile de lemn ca să știm exact prin locurile unde am fost, ca nu cumva să ne încurcăm. Și da, a fost destul de greu să găsim portalul, nu știu cum se face, că de fiecare dată numai eu am ghinionul ăsta ca să găsesc după 500 de ani portalele, l-am găsit. În ziua 96 găsisem portalul și am avut puțin ghinion. Dar aveam o mică problemă. Bine, nu era foarte mică, pentru că portalul avea un singur ochi. Am avut extrem de mare ghinion și mai aveam foarte, foarte puțin timp la dispoziție. În total, cu toți ochii și toate perele pe care le-am avut la noi, am reușit să punem 6 ochi. Așa că n-am mai stat pe gânduri, ne-am dus direct afară, așteptam să vină noaptea să găsim niște endermeni, să facem rost de pe enderpearl-uri și să punem direct enderaiurile. Și n-am mai stat pe niciun gând, ne-am dus direct afară, primul lucru pe care l-am făcut a fost să căutăm endermeni, pentru că aveam nevoie de enderpearl-uri, aveam sabie cu looting, aveam tot ce ne dorim, puteam să listăm la 10 endermeni deodată. Dar singura problemă era că nu găseam niciun enderman. Cred că așa se întâmplă de fiecare dată când încerci să cauți o chestie foarte mult și te gândești foarte mult la ea. Da, noi n-am găsit Enderman pentru foarte, foarte mult timp, eram presați de timp, ne doream cu foarte, foarte mare putere să terminăm în timp, adică să nu trecem de ziua 100. Așa că, într-un final, găsisem 7 enderpearls. Le-am transformat pe toate cât de repede am putut direct în Ender Eyes și am fugit direct la portal. Am început să-mi construiesc schele pe stânga și pe dreapta ca să pot să pun mai ușor pârlurile direct pe portal și nu cumva să cad din greșeală în el, pentru că dacă picam era foarte, foarte nasol, așa că mai aveam de pus doar pe partea din spate ultimele enderpârluri. Ultimul ochi pe care urma să-l pun l-am chemat pe Sergiu lângă mine și am spus să stea lipit de mine pentru că eram foarte, foarte convins că poate o să pice el cumva din greșeală în portal. Și așa că, cu ultimul ochi activat, am aprins portalul. Și într-un final realizasem că prin ce am trecut noi era un fel de pistol cu apă și că aventura abia acum începe.